Bună ziua, doamnelor, domnilor! Bine v-am regăsit la Publica Report, ne urmăriți la TV, online și la radio Publica FM. Astăzi vom explica de ce și dacă este posibil ca cineva să facă repetat coronavirus. Primele 4 cazuri de reinfectare avem în Republica Moldova, acestea nu sunt o premieră mondială și au fost înregistrate în multe alte țări. Experții le confirmă. Totodată și despre anticorpi, specialiștii au explicații separate, de altfel ca și despre imunitatea colectivă. Sunt opinii reflectate în studii internaționale, cum că virusul se va răspândi atât de larg încât societățile vor căpăta această imunitate, chiar și cu sacrificiul mai multor vieți. Iar formula COVID va muta și dobândi forme mai puțin grave. Să fie oare așa? Cine sunt bolnavii care recidivează? Cui și de ce îi se întâmplă? Cine sunt primii pacienți moldoveni cu COVID-19 care s-au contaminat din nou? Și cât de riscant este să fie atacați de coronavirus tot mai mulți oameni? Autoritățile de la Chișinău deocamdată se feresc să dea explicații clare și nu anticipează lucrurile. Este din cauza competenței sau pentru că le este greu să estimeze cum anume se va comporta noul virus în Republica Moldova. Urmărim un reportaj pe tema emisiunii noastre, după aceea trecem la discuții cu experții. În prezent avem cel puțin 4 cazuri de reinfectare cu noul coronavirus, a declarat președintele Igor Dodon după ședința Consiliului Suprem de Securitate. Pe de altă parte, responsabilii de la Ministerul Sănătății spun că e vorba de câteva cazuri în care există suspiciune de reinfectare, dar evaluarea nu a fost finalizată de specialiști. Președintele Igor Dodon a mai spus că mai sunt peste 100.000 de teste pentru COVID-19 în stoc și vor fi procurate alte 130.000. În țările medie pe Uniunea țările UE, imunitatea colectivă este doar de circa 3%. Ce înseamnă aceasta? Din cei care s-au îmbolnăvit, obțin imunitate colectivă nu mai mult de 3%. Noi, în Republica Moldova, la această etapă avem deja cel puțin 4 cazuri din îmbolnăvire repetat, după ce persoanele au fost cu COVID. Am solicitat mai multe informații de la șeful Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, Nicolae Furtună, dar acesta a refuzat să discute cu noi. Ne-am adresat și Ministerului Sănătății, iar consilierul acestuia, Cristina Stratulat, ne-a comunicat că instituția nu ne poate spune decât că în prezent sunt câteva cazuri cu suspiciune de reinfectare cu noul coronavirus, care sunt documentate și analizate de specialiștii ANSP și ai Ministerului Sănătății. Când rezultatele evaluării vor fi gata, specialiștii se vor putea pronunța în privința acestui subiect. Conform unui studiu efectuat recent în orașul german München, anticorpii produși de organism în urma contactului cu noul coronavirus se mențin în corp cel mult câteva luni. Asta înseamnă că, teoretic, pacienții vindecați se pot îmbolnăvi din nou. Cantitatea de anticorpi pe parcursul a 2 luni și jumătate, practic, se înjumătățește, adică acești anticorpi se distrug și rămâne o cantitate și mai mică în organism, această persoană deja poate fi vulnerabilă sau poate să se reinfecteze, deoarece cantitatea de anticorpi care el a avut-o de la infecția precedentă deja nu mai este într-o cantitate protectivă. Medicul Ecaterina Noroc susține că organismul dezvoltă 2 tipuri de anticorpi după infectarea cu noul coronavirus, unii la câteva zile de la infectare, iar alții după dispariția simptomelor. Nu se știe însă dacă în cazul reinfectărilor pacientul face o formă mai gravă sau mai ușoară a bolii. Opiniile experților le culegem astăzi. În această emisiune avem specialiști medicali, Boris Gâlcă, Oleg Crăciun, Victor Pântea și în partea a doua emisiunii va intra în direct cu noi și doamna Zinaida Gribincea, sociolog și psiholog, ca să discutăm despre imunitatea colectivă și de ce societatea n-ar trebui să se relaxeze. Avem legătura video cu domnul Boris Gâlcă, doctor în științe medicale, șef adjunct al Direcției Asistență Socială și Sănătate din cadrul Primăriei Chișinău. Domnule Gâlcă, bună ziua! Bună ziua, vă salut! Poate reușiți dumneavoastră să ne aduceți mai multă claritate în legătură cu primele cazuri, 4 cazuri suspecte de COVID repetat în Republica Moldova. Vreau să mulțumesc pentru abordarea acestui subiect, dar din start vreau să menționez că nu sunt eu probabil cel specialist pentru asemenea comentarii, nu sunt nici infecționist și nici epidemiolog. Probabil cunosc ceva în sănătatea publică, dar părerea finală trebuie să spună.
astăzi. În fine, am studiat și anterior și acum mai multe studii mondiale în domeniu. Și atât, o revizuire sumară a datelor și studiilor publicate cu informații cheie pe acest subiect, fac următoarele constatări. Nu există date, dovezi științifice suficiente astăzi despre reinfectare, cum nu există nici date asupra faptului că este de fapt aceeași infecție care a fost într-o perioadă de așa numită somnolență virală. Potrivit unui studiu recent din Canada, anume un studiu de la INIS, nu este dovedit că o persoană dintr-o infecție SARS să aibă recidivă sau să fie reinfectată. Și la fel niciun studiu nu s-a pronunțat asupra ferm, asupra reinfecției la om. Da, dar totuși, domnul Gâlcă, realitățile au arătat totuși că noi am avut pacienți reinfectați. Vorbim nu doar de Republica Moldova, peste tot în lume. Românii au atestat asemenea cazuri. Și studiile științifice, da, nu au niște confirmări clare, explicații foarte clare, dar realitățile au demonstrat acest lucru. Oameni care au fost bolnavi, de exemplu, astă primăvară de COVID-19, au revenit a doua oară la spital contractând același virus. Deci sunt mai multe opinii. Iarăși, trebuie să înțelegem că avem o perioadă foarte scurtă încă pentru niște reușite de cercetare și dovezi incontestabile. Noi cunoaștem în istoria nouă a umanității tot ce ține de acest virus, avem o perioadă de circa 8 luni de zile. Da? În 8 luni de zile încă este o perioadă prea mică, mult prea insuficientă pentru a reuși să vii cu niște opinii finale. Cercetătorii înaintează diferite opinii și cel mai probabil la pacienții care s-au testat pozitiv repetat după recuperare este vorba despre puterea răspunsului imunitar asupra acestei infecții. Și anume, iată, niște cercetători, deci credibili din Statele Unite, menționează că la unii pacienți producția de anticorpi este insuficientă, adică proporția de anticorpi este insuficientă pentru a neutraliza într-un termen clasic standard de 7-14 zile sau 10-14 zile acest virus. Și iată că acești autori spun că o mare variabilitate între indivizi în nivelul de anticorpi produși pot fi legați anume de nivelul micșorat de putere virală. Pe de altă parte, știm că producerea de anticorpi apare în timpul care apare în timpul infecției cu COVID este certă, dar întrebarea este pe ce durată acești anticorpi oferă această imunitate. Da, domnul Gâlcă, un pic am să vă întrerup. Puteți un pic să mutați telefonul ca să vă vedem mult mai clar, exact, așa, da, că vedem prea mult pod deasupra dumneavoastră, așa, ca să fie și frumoasă imaginea. Dar vreau o precizare de la dumneavoastră legată de imunitatea despre care dumneavoastră ați vorbit mai devreme. Imunitatea scăzută a omului, somnolența virusului, așa v-ați exprimat dumneavoastră, și insuficiența anticorpilor pe care le poate forma organismul. E vorba de un organism care este vulnerabil, de exemplu, din categoriile de risc despre care noi tot vorbim, comorbidități, etc., sau orice persoană. Vreau să vorbiți concret despre tipurile de bolnavi care pot recidiva la COVID-19. Cred că în continuare avem insuficientă informație asupra acestui subiect. Natura și virulența acestui virus este încă cu foarte multe necunoscute. Cunoaștem că virusul poate avea multe mutații, cunoaște că virusul are mai multe tulpini și are diferită agresivitate virusologică. Totodată, așa, iarăși fac referință la niște studii din Canada la care am avut acces, în particular la Serviciul de Sănătate din Alberta și Institutul de Sănătate Publică din Quebec,
care sugerează că imunitatea clară împotriva reinfecției este certă pe o perioadă scurtă, dar nu spun care este această perioadă scurtă. Cu certitudine este de 7-8 luni. De ce 7-8 luni? Pentru că exact atâta timp avem de când cunoaștem ceva despre acest virus. Dar da, dar dacă ați observat, chiar și da, am contactat, de exemplu, echipa noastră chiar a reușit să contacteze cu experta de la Laboratorul Național și ea ne-a explicat în felul următor. Timp de 2 luni și jumătate, anticorpii formați de organism rezistă în fața bolii. După aceea, nivelul lor scade. Poate să scadă la nivel de jumătate, respectiv, imunitatea față de... de 7-8 luni, dar care poate fi și mai mică, de 2 luni și jumătate. Deduc de aici că o persoană care s-a îmbolnăvit astă primăvară, de exemplu prin martie-aprilie, acum în august ar putea din nou și riscă să facă din nou să facă COVID, da? Așa înțeleg. Vreau să lămurim cât mai accesibil, pentru ca cei care ne urmăresc să înțeleagă lucrurile, da? Uitați-vă, haideți să tratăm toate aceste informații foarte și foarte atent. Pentru că prin niște mesaje încă nefondate științific, putem produce niște informații eronate, putem speria populația și acest lucru nu este clar. Și înțeleg din cauza asta anume, Ministerul Sănătății și ANSP-ul nu se pronunță pe marginea acestor 4 cazuri, primele cazuri suspecte din Republica Moldova. Eu cred că, anume din cauza că avem informații insuficiente, pe de altă parte, trebuie să recunoaștem că avem încă o capacitate micșorată sau o incapacitate încă de cercetare deplină națională a acestui virus. Noi în continuare ne axăm pe studiile mondiale. Desigur că și colegii noștri fac anumite studii, dar ele încă sunt pe departe probabil de a fi contrapuse cu studiile mondiale, fără ca să supăr pe nimeni. Avem situația care o avem. Și vreau să vă spun că chiar dacă acele câteva cazuri, dacă ar fi dovedit că sunt cazuri de reinfecție, da? Ele sunt total minore față de cele peste 28.000 de cazuri de COVID înregistrate în Republica Moldova și majoritatea persoanelor fiind deja în recuperare. Ori aceste 4 cazuri sau câte vor fi ele pot fi tratate ca cazuri unicale, ca excepții de la regula de bază. Da, știți, v-am înțeles. De altfel, iată, rata de reinfectare în Uniunea Europeană este de 3% la ora actuală. Nu se știe mai departe cum va evolua situația. Dumneavoastră rămâneți pe fir, vă rog tare mult, domnul Gâlcă. Vreau să-l conectăm în discuția noastră și pe domnul Oleg Crăciun. Este fost ministru al Sănătății și actualmente directorul Spitalului Raional Cahul. Domnul Crăciun, bună ziua, avem și părerea dumneavoastră. Scapă omul sau nu de virus după prima îmbolnăvire cu COVID-19? Știți, bună ziua, Rita, bună ziua, domnul Gâlcă. Este foarte puțin de adăugat la ceea ce a spus domnul Gâlcă. Într-adevăr, deci, întâi de toate trebuie să avem o confirmare științifică că avem un caz sau mai multe cazuri de reinfectare. Deci, ceea ce este sigur la momentul de față din acele date pe care avem, că chiar dacă există imunitatea cu siguranță nu este pe viață și nu este pe un termen foarte și foarte lung. Chiar dacă acele persoane care au fost investigate și au prezent anticorp, asta nu înseamnă că ele nu pot fi reinfectați de acest virus. Fiindcă evident că imunitatea este pe o perioadă foarte și foarte scurtă. Dar se face o formă mai ușoară sau mai gravă de COVID, dacă e recidivă? Noi nu am avut la Cahul cazuri de recidivă, de reinfectări, probabil, dar cu siguranță, dacă vom avea aceste cazuri, deci la moment putem vorbi doar eventual, dacă vom avea aceste cazuri, cu siguranță ele vor decurge mult mai grav, fiindcă cunoaștem că COVID-ul lasă urme, amprente foarte importante, structurale în plămânii, deci aceea ce înseamnă scleroză. Și încă un episod de infectare și încă un episod de inflamație care cu siguranță va adăuga o suprafață
intacte, a plămânilor vă duce la o decurgere bolii mult mai gravă. Da, o precizare de la dumneavoastră, pentru că ziceați, iată, pentru primele cazuri, trebuie să subliniem, sunt suspecte deocamdată de recidivă la COVID-19, e nevoie de dovezi suplimentare, dar testul făcut la laborator nu este suficient pentru a înțelege că persoana este din nou bolnavă cu COVID-19? Probabil că da. Eu, din ceea ce înțeleg, că trebuie să fie făcută anchetă epidemiologică, dar cu siguranță, dacă am avut un epizod confirmat prin PCR pozitiv și tratat și după asta externat cu două rezultate negative sau măcar cu un rezultat negativ și peste o perioadă oricare iar avem toate simptomatică COVID-ului și încă o dată se confirmă testul pozitiv, cu siguranță noi putem vorbi de reinfecție. Dar iarăși aici trebuie să se expune din mai multe puncte de vedere specialiștii în epidemiologie. Da, și dacă vorbim totodată de eventuale primele cazuri suspecte repetate de COVID-19, cât de bine este, cât de indicat este să vină în fața autoritățile să explice situația, să anticipăm oarecum lucrurile și să avertizăm societatea despre asta? Domnul Gâlcă, de exemplu, mai devreme spunea, nu vorbim deocamdată pentru a nu panica societatea, subliniază domnul Gâlcă. Dumneavoastră, ce opinie aveți? Eu susțin această opinie. Oricum, chiar dacă vom avea cazuri de reinfecție, aceste cazuri vor fi unice, cum au fost și primele cazuri în Focar, de unde a apărut virus, în Wuhan. Deci, dar ele cel mai probabil sunt legate de persoane care au anumite deficiențe imunologice, anumite patologii care afectează sistemul imunitar. Oricum, aceste cazuri sunt unice și cum de fapt reprezintă o excepție și nici de cum nu este o regulă. Și ca atare trebuie să le privim ca o normalitate și nu este motiv de panică? Cu siguranță nu este un motiv de panică, dar nici nu este un motiv de relaxare. Deci aceste cazuri, iarăși mă repet, sunt cazuri unice care trebuie să fie examinate foarte detaliat din toate punctele de vedere și să vedem este un efect sau sunt cazuri unice legate de anumite patologii care afectează. Mm-hmm. Mulțumim foarte mult pentru intervenția dumneavoastră. Vom mai avea legătura și cu un alt medic specialist, Victor Pântea, profesor universitar, membru al Catedrei Bolii Infecțioase la Universitatea de Medicină Nicolae Testemițanu. Până atunci, domnul Gâlcă, aș vrea să vă întreb, pentru că iată zilele trecute se vorbea despre vaccinul de producție rusească, cât de interesată ar fi Republica Moldova pentru achiziționarea acestuia? Deci, da, m-am documentat și eu pe acest caz. Republica Moldova, ca și oricare țară în lume, ar fi interesată în eficient potriva acestui coronavirus. Ori doar prezența unui vaccin poate ține sub control această infecție prin vaccinare. Cu referire la vaccinul din Rusia, vom aștepta totuși rezultatele finale, vom aștepta validarea acestui vaccin de către Organizația Mondială a Sănătății. Vreau să cred că totuși colegii din Rusia sau savanții din Rusia posedă o capacitate foarte mare de cercetare virusologică. Au întregi instituții de virusologie. Cu siguranță, dacă au avut curajul să vină cu o asemenea noutate mondială, cu siguranță există niște dovezi. Dar ați observat, de exemplu, România ar respinge o asemenea ofertă. Deci n-ar fi de acord cu așa achiziție, probabil punând la dubii calitatea vaccinului rus. La această etapă, nici Rusia nu a introdus încă vaccinarea per capita în țara lor. De ce? Fiindcă a fost doar o noutate științifică. Uh-huh. Repet, această vaccină trebuie calificată de către Organizația Mondială a Sănătății, de către alte autorități în domeniu, dovedită eficacitatea lor finală, finalizat acel al treilea stadiu de studiu clinic și, de ce nu, poate avea succes această vaccină ca și celelalte țări
candidate, trei studii din China, două din Statele Unite și o companie din Marea Britanie. Vreau să vă spun că cu cât mai multe studii clinice dovedite, cu cât mai mulți producători de vaccine validate vom avea, cu atât mai accesibil va fi vaccinul pentru toată populația. Dar dumneavoastră, cum credeți? În ce perioadă, de exemplu, 2020 chiar este posibil sau totuși în ce perioadă va apărea în Republica Moldova primul lot de vaccin anti-COVID? Este o întrebare incorrectă. Deci nimeni nu o să vă răspundă la această întrebare, fiindcă, în primul rând, nu există la nivel mondial, repet, un vaccin prevalidat, cel puțin. Perioada de cercetare și de confirmare a vaccinului anunțat și de Rusia va mai dura, eu cred că încă câteva luni, până la jumătate de an. Conform Organizația Mondială a Sănătății, cel mai probabil un vaccin validat ar apărea probabil în primăvara anului viitor. În Republica Moldova nu cred că o să reușească să ajungă chiar din primăvara anului viitor. Va mai dura ceva timp. Sper să nu fie această perioadă de timp să nu fie în ani. Trebuie să înțelegem că toată lumea își dorește procurarea unui vaccin eficient. Repet, numai așa vom reuși să ținem sub control această infecție. Da, mai rămâneți un pic cu noi, domnul Gâlcă. Moldova... Da, domnul Gâlcă, mai rămâneți cu noi. Mai avem încă o opinie de culesă de la Universitatea de Medicină Nicolae Testimițeanu, pentru că este pe fir Victor Pântea, profesor universitar, membru al Catedrei Bolii Infecțioase. Să explicăm ce înseamnă acești anticorpi pe care îi formează organismul atunci când contractează noul virus COVID-19. Domnule Pântea, bună ziua! Bună ziua! Cum se formează anticorpii? Ce durată de viață au ei? Cum acționează împotriva virusului pentru a proteja organismul? Vă lămăresc și dumneavoastră, vă lămăresc la toată lumea. Indiferent că e COVID, ori e alt virus, da? La pătrundere unui agent patogen în organismul uman, sistemul imun răspunde cu formare de anticorpi. Sunt două tipuri de anticorpi. IgM și IgG. De regulă, IgM se păstrează 3-4 luni și apoi dispar, iar IgG se păstrează practic în titri mici toată viața și sunt un indicator că pacientul s-a vindecat de această maladie. Asta depinde de forma gravă sau ușoară a COVID-19 sau e altceva? Depinde de sistemul imun. Mm-hmm. De imunitatea organismului. De starea sistemului imun. Am înțeles. Bun, mai departe, cât timp rezistă acești anticorpi? De exemplu, dacă o persoană a fost bolnavă de COVID, pentru câte luni poate sta cât de cât relaxată, așa, între ghilimele vorbind, că nu riscă să contracteze boala? La asta nu o să vă spun nimeni, pentru asta trebuie de făcut un studii clinice de durată, fiindcă, uitați-vă, nu este din decembrie, s-a început, nici un an nu este. Trebuie de făcut studii clinici pe durată. De exemplu, eu aș spune fiecare lună de investigat la anticorpii IgM și IgG și de determinat titlul lor. Dacă îi spăstează în titlul suficient, adică imunitatea o să fie. Dar astăzi nimeni o să vă să răspundă dumneavoastră. Se formează o imunitate durabilă, ori este o imunitate de scurtă durată. Acum, iată ca să explicăm iarăși, pe înțelesul tuturor, despre anticorpii pe care îi poate avea o persoană care probabil a avut o formă ușoară mai devreme, neștiind, trecând peste boală relativ ușor, fără febră, complicații și așa mai departe, când colo s-a dus la laborator, a făcut un test și a depistat că avusese anterior COVID-19. Vreau să ne lămuriți cum stau lucrurile în acest sens. E foarte normal lucrul ăsta, e absolut normal. După date diferite de la 30-40% până la 60%, formează formele asimptomatice. Adică fără nicio simptomatologie clinică, sistemul imun bine merge să lupte și formează anticorp și
el mai departe nu o să facă această infecție. Dacă eu, de exemplu, merg astăzi la laborator și dau un test la COVID-19, pot să înțeleg dacă am făcut sau nu această boală și totodată când anume? Da, corect. Dacă vă duceți astăzi să vă investigați și vă spune că, iată, la dumneavoastră sunt anticorpi IgM și IgG, înseamnă că nu de mult ați făcut această infecție, fiindcă anticorpi IgM apar la 7 zile de boală, IgG mai târziu, la 2-3 săptămâni. Și dacă dumneavoastră la moment faceți unul și altul, zi, iată, uite, nu de mult ai făcut infecția asta. Dar dacă o să lipsească IgM-ul și IgG, da, mă, ai făcut câteva luni în urmă, cu 4-5 luni în urmă. Aha, deci se poate arăta și lucrul ăsta, și rezultatul ăsta, prin urma unei testări. Da, mulțumesc tare mult, domnul Pântea. Domnul Gâlcă, vreau să vorbim despre imunitatea colectivă. Totuși, este un mit sau realitate? La moment, acest lucru încă este un mit. Noi nu putem vorbi despre imunitatea colectivă. Haideți să facem doar un simplu calcul matematic, da? Luăm ca număr populația Republicii Moldova 3 milioane și luăm ca alt număr 28.000 de infectați în Republica Moldova. Acest număr este sub 10% din populația infectată. Prea puțin de a vorbi de imunitatea colectivă. Vreau să menționez că în continuare datele despre reinfectarea cu coronavirus sunt încă neclare. Studiile ulterioare ne vor demonstra mai multe, sau ne vor aduce mai multe informații, dar trebuie să înțelegem că reinfectarea, chiar dacă și există la nivel teoretic, ea este un caz, sau va fi un caz extrem, extrem de rar. Aceasta ar trebui să fie noutatea bună pentru ziua de astăzi. Nu trebuie să panicăm. Virusul are multe necunoscute, cum ziceam anterior. Ne rămâne foarte important nouă responsabilitatea de a ne proteja, de a-i proteja pe cei din jur, de a respecta acele restricții, acele reguli, acele prescripții de sănătate publică impuse de autorități și, în primul rând, purtatul măștilor în locurile închise, în locurile deschise, dar aglomerate, în transportul public, igienizarea și toate celelalte lucruri. Domnul de igienă Gâlcă, care au fost o precizare. Persoanele, milioane de ori, da, persoanele care au fost bolnave de, COVID-19 trebuie să poarte de asemenea măști, să se protejeze în spațiul public? Vedeți, e foarte bună această întrebare. Până la apariția informațiilor de reinfecție posibilă cu coronavirus, eu, în baza informației deținute sau analizei filosofice personale, eram de părere că odată ce persoanele nu au trecut prin această infecție, au căpătat imunitatea, pot să nu se mai protejeze. Iată că este fals, din motivul că, în primul rând, avem dovezi insuficiente și, doi, de faptul că, iată, această perioadă de imunitate nu este clară pe ce perioadă. Este pe o perioadă scurtă sau o perioadă mai lungă? Și pornind de la proverbul bun moldovenesc că paza bună trece primejdea rea, până vom avea dovezi deci certe și finale, cu certitudine trebuie să purtăm masca de protecție, să ne asigurăm pe noi și pe familiile noastre și pe toată societatea noastră de acest virus numit COVID-19. Acum vreau să vorbim despre reacția societății și a fiecărei persoane, individual, la ceea ce înseamnă cazuri, acum iarăși accentuez, estimative repetate, cu doamna psiholog și sociolog Zinaida Gribincea. Este în direct cu noi la telefon. Domnul Gâlcă, dumneavoastră mai rămâneți, dacă nu sunteți împotrivă, până la sfârșit de emisiune. Doamna Gribincea, bună ziua! Bună ziua! Vreau să vă întreb despre cum trebuie să reacționeze astăzi societatea și fiecare om în parte la primele semnale de reapariție COVID, în cazul în care ele într-adevăr se vor dovedi în țara noastră. Deci eu consider că societatea trebuie în final
să reacționeze conștient, rațional, pentru că până acum, din ceea ce am observat noi, la începutul pandemiei, mulți dintre noi încercam cumva să negăm existența acestei boli. Noi știm că atunci când oamenii se confruntă cu o situație traumatizantă pentru psihic, recurg la umor, recurg la negare, la negarea autorității surselor care emită informații despre această boală, dar consider că a venit timpul să privim lucrurile la rece și să încercăm să ieșim din această situație cu mai puține pierderi. Ceea ce am observat eu în prezent este că oamenii neagă existența bolii, neagă acele rapoarte ale Organizației Mondiale a Sănătății, neagă de asemenea situația sau relatările medicilor care vorbesc despre pericolul acestei boli. Plus la toate, s-a ajuns până la ceea că oamenii, chiar și cei care au fost bolnavi de acest virus, neagă în continuare existența bolii. Dar nu credeți, doamnă Gribincea, că toate lucrurile acestea, iată, la care s-a ajuns, sunt cauzate de oboseala socială față de COVID? Ar fi și asta o explicație, iar alta ar fi că, desigur, există mult vacuum informațional referitor la acest subiect. Pentru că, la care subiect? Că se vorbește peste tot în media. Din primăvară până acum e chiar foarte multă informație. Exact, dar umanitatea se confruntă în premieră cu astfel de pandemie. Oamenii, pe de o parte, înțeleg că încă nu există acel vaccin salvator, nu există un protocol unic de tratament, pentru că știu că în diferite state se aplică diferite protocoale de tratament, deci există niște și la zvonuri. Cred că acesta este o strategie, aceasta este o strategie foarte periculoasă pentru noi, cei care, pe de o parte, negăm existența bolii, existența, pericolului de a ne reinfecta cu acest virus și multe alte lucruri, iar miturile și zvonurile care circulă în societate pot fi niște arme destul de periculoase pentru noi înșine. Da, dumneavoastră ați observat că s-a mai creat, iată așa, un mit legat de imunitatea colectivă. Oamenii spun în felul următor: oricum cu toții ne vom îmbolnăvi. Trebuie să ieșim, să activăm, să trăim în realitățile acestea pe care le avem cu COVID-19 și nu trebuie să ne panicăm, nu trebuie să ne ascundem și astfel chiar neglijând prezența acestei boli. Cum explicați dumneavoastră această situație? Exact, dacă oamenii ar proceda așa, doar fiind optimiști, eu aș înțelege lucrul acesta, dar în momentul în care sunt optimiști pentru că se ghidează de acele mituri și zvonuri și nu se axează pe protejarea sănătății proprii, lucrul acesta îngrijorează. Pentru că dacă mai continuăm așa și negăm și nu cooperăm pentru a combate această pandemie, noi riscăm să avem îmbolnăviri de proporții și atunci nu o să mai vorbim despre optimismul ăsta social și despre atelierea asta socială, dar o să vorbim despre o situație catastrofală care foarte greu poate fi prevenită și rezolvată. Da. Trebuie să le înțelegem. Mulțumesc foarte mult, doamna Gribincea. La final, nu pot să nu vă întreb pe dumneavoastră, domnul Gâlcă, deși am solicitat intervenția NSP-ului la emisiunea de astăzi, oarecum dumneavoastră cunoașteți spre ce scenariu Republica Moldova merge, iată, în această toamnă, din punct de vedere epidemiologic? Noi nu suntem o excepție de la tendințele regionale și internaționale. Noi observăm la nivel regional o creștere în continuare a ratei de infecții prin COVID. Urmărim deja a patra săptămână la rând, în special în Chișinău, o creștere exponențială a infecției. Cu regret, acele măsuri de sănătate publică care sunt foarte bune nu sunt respectate și cel mai probabil vom fi încă într-o perioadă de alertă în sănătate publică, încă pe o durată neclară, cel puțin pentru mine, la această etapă. Sunt îngrijorat cu
începerea noului an școlar de la 1 septembrie, când vom avea în Chișinău o concentrație mult mai mare de populație, vor reveni în Chișinău studenții de la țară, vor începe școlile de la 1 septembrie, se vor deschide și grădinițele, vom avea o concentrație mare de populație atât în stradă, atât în spațiile închise, cât și în transportul public. Din aceste considerente, aș recomanda ca școlile și grădinițele să fie deschise gradual. Dacă se va decide, dacă specialiștii vor decide de la 1 septembrie să înceapă anul școlar, se va decide dacă va începe fizic sau online. Dacă va începe fizic, cu certitudine, grădinițele ar trebui deschise ceva mai târziu, la o diferență de 2 săptămâni sau poate chiar și o lună de zile, ca să vedem niște concentrații masive și aglomerări de populație, fiindcă atunci marile focare de coronavirus nu vor fi probabil în școli și grădinițe, dar vor veni din stradă, din troleibuze, din maxi-taxi și trebuie să fim foarte și foarte atenți la în acest sens. Mulțumim tare noi mult, domnule. Trebuie să înțelegem cu acest coronavirus avem de trăit foarte mulți ani înainte, chiar și atunci noi încheiem emisiunea. Îmi mulțumesc foarte mult și dumneavoastră și celorlalți participanți la această emisiune. Fiecare cred că și-a tras anumite concluzii și, bineînțeles, să aveți grijă de sănătatea proprie, pentru că acest virus nu s-a oprit și pandemia, din păcate, se extinde tot mai mult. Avem primele cazuri suspecte repetate de COVID-19 în Republica Moldova. Mai multe detalii vom afla în știrile noastre și în emisiuni, dacă va trebui, vom aborda. Mulțumesc tare mult că ne-ați urmărit. Numai bine. Ne revedem mâine.